Simbruale, Simbruale. Felicitări cu această victorie de astăzi, o victorie istorică, deoarece Zimbru Under 19, prima echipă care s-a calificat în runda a doua din turneul UEFA Youth League. Cum a fost meciul în primul rând? Mersi pentru felicitări. A fost un meci foarte greu. După prima repriză pierdeam 2-1, dar am avut caracter și am demonstrat că suntem mai valoroși ca echipa oponentă. Ce s-a întâmplat în prima repriză? Ați deschis scorul, ați marcat un gol rapid, după aia două goluri scăpate și chiar adversarul juca de o parte mai bine. Ce s-a întâmplat? A influențat poate golul rapid? Nu cred că a influențat golul rapid. A fost doar două greșeli individuale care nu trebuia să fie. Și din acest motiv am scăpat golul. Ce s-a întâmplat în vestiar în pauza meciului? Ce v-a spus antrenorul? Ce discuție ați avut? Că radical totalmente s-a schimbat totul și în a doua repriză ați ieșit, ați marcat trei goluri frumoase și puteați să marcați încă mai mult. Ne-a motivat cu niște cuvinte foarte puternice, care motivaționale, care după aceste cuvinte am ieșit și am demonstrat că suntem mai buni și am demonstrat caracter. Deja s-a aflat următorul adversar, este Mjolda din Norvegia. Ce știi despre fotbalul norvegian și poate la naționale sau cumva te-ai întâlnit cu acești fotbaliști din această țară și ce știi despre ei, despre acest club? Nu ne-am întâlnit la nivel național cu această echipă, dar știu că norvegienii mereu sunt masivi, dar și tehnici. Și mereu iubesc să joace primul număr. Și trebuie să ne gătim pentru acest meci din 100%, ca să fie un meci foarte greu acasă. Prim. Este posibil de trecut mai departe, de scrisă istoria în continuare? Desigur este posibil, dacă să ne dorim ca astăzi într-a doua repriză 100%, cred că să ne calificăm.